Camera deputaților a adoptat ieri cu 311 voturi pentru, 7 abțineri și doar un vot împotrivă ordonanța prin care se măresc cu 25% salariile din sănătate, dar și cu 10% salariile bugetarilor, dacă nu au beneficiat anterior și de alte majorări, așa cum stabilește un amendament al PSD, potrivit Mediafax. Ordonanța fusese adoptată de Senat, iar în comisiile de specialitate din Camera deputaților a fost adoptat și un amendament al PSD, prin care salariile tuturor bugetarilor care nu au beneficiat în cursul anului de majorări urmează să fie mărite cu 10%. În această categorie intră personalul din administrație, cultură, justiție, ordine publică și siguranță națională, unități de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și proiectare, diplomație, personalul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și a Caselor de Asigurări de Sănătate Județene. Proiectul a fost adoptat de Camera Deputaților în calitate de for decizional.